acest miting. Pentru sensibilizarea guvernului. Motivele pentru care s-a ajuns la acest miting sunt trei motive mari. Stoparea diminuării salariale, da? Situația parcului auto, care, cum bine știți, e dezastros, și deficitul de personal, care știți că e jalnic și ăla. Discuții. Și din motive obiective, premierul României nu a participat, dar a delegat pe vicepremierul Ion Marcel Ciulacu și pe consilierul guvernamental pe probleme de sănătate, domnul profesor dr. Florian Popa. Alături de aceștia au participat din partea Ministerului Sănătății domnul ministru Florian Bodog, subsecretar de stat, relația cu sindicatele, domnul Tiberius Marius Brădățan și consilierii din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna secretar de stat Daniela Pescaru, din partea Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, domnul ministru Gabriel Petrea. Alături de președintele FNSEAR au participat și reprezentanții federațiilor reprezentative din sistemul sanitar, având în vedere că sindicatele au o parte din revendicări comune, deci Sanitasul cu FNSEAR-ul și cu Solidaritate. Sunt toți uniți cu tot problema noastră a tuturor. Discuțiile au durat 3 ore și au fost analizate punctual problemele de salarizare. Am observat o deschidere a celor prezenți din partea Guvernului pentru soluționarea favorabilă a solicitărilor sindicatelor. Am apreciat și de data aceasta atitudinea pozitivă a domnului ministru Florian Bodog la solicitările noastre, dovedind susținere. Deci dânsul ne-a susținut și ne susține în continuare, domnul ministru al Sănătății. A menționat că a fost informat de situația salarizării în urma simulării făcută de compartimentul politici salariale din Ministerul Sănătății și s-a evidențiat o scădere a veniturilor salariale a personalului operativ și TESA din serviciile de ambulanță și alte structuri sanitare care beneficiază actual de spor pentru condiții deosebite și la un procent de peste 50%. Au fost luate în discuție toate situațiile care duc la scăderea veniturilor salariale început cu 1 ianuarie 2018. În concluzie, în urma analizei punctuale a propunerilor sindicatelor, reprezentanții guvernului au admis situația și au constatat că se impune completare și modificarea legii 153/2017 până la data de 1 ianuarie 2018. Deci e ok, dar nu e nimic, e nimic scris. Din partea reprezentanților guvernului s-a cerut o amânare până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni din nou pe această temă, urmând ca până atunci să se identifice personalul care pierde din veniturile salariale începând cu ianuarie 2018. Faptul că în urma discuțiilor de astăzi nu am obținut un document scris, au fost doar discuții și nu au fost analizate toate revendicările noastre, acțiunile sindicale continuă. Meeting-ul de sensibilizare a guvernului organizat de FNSEAR se va desfășura conform comunicatului transmis. Vă informăm că acțiunea protestului național va fi declanșată începând cu 5 octombrie în toată țara, iar la București, pichetarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor Publice va fi în data de 9 octombrie acestui an. Acțiune organizată de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România. Ce înseamnă, de fapt, munca unui ambulanțier? Munca unui ambulanțier înseamnă, de fapt, fiecare intervenție o viață salvată. Noi suntem tot timpul în alertă. Munca noastră este importantă pentru marea majoritate a populației. Da? Nu numai pentru vârstnici, nu numai pentru copii. Noi intervenim numai la urgențe de grad 0. Noi intervenim și la pacienți care au nevoie de un tratament la domiciliu, da? Care nu se pot deplasa pentru transportul lor, pentru consultații. Da? Gândiți-vă nu numai la situațiile de urgență maximă. Da? Haideți să nu vorbim numai despre accidente, numai despre nenorociri. Haideți să vorbim și de copii, de mame cu copii cu febră, care plâng la 12 noaptea la telefon, că au nevoie de ajutor, că au nevoie să fie transportat copilul să-l vadă pediatru. Și atunci intervine ambulanța. Gândiți-vă la un bătrân care stă singur, care nu are bani de medicamente, care nu poate să ajungă la medicul de familie, care nu se poate deplasa și atunci sună și are nevoie de ajutor. Și atunci intervine ambulanța. Ambulanța înseamnă nu numai prelungirea vieții, înseamnă ocrotirea vieții. Fără ambulanță, cel puțin în orașele care
sunt mai mici, care nu au spitale de urgență dotate la nivelul centrelor universitare din București. Atunci intervine ambulanța. Da? V-a spus viața în pericol până acum? Viața în pericol, noi n-o punem la fiecare intervenție. Gândiți-vă cum este traficul, gândiți-vă cum merge ambulanța, cu ce viteză. Viața noastră e pusă tot timpul în pericol. Avem pacienți violenți, avem pacienți cu probleme psihice, avem pacienți intoxicați cu diferite substanțe, care sunt necooperanți. Bine, solicităm și sprijinul celorlalte forțe, ne ajută și poliția, dar suntem primii la locul faptului. Noi suntem primii.